știi ce fac? Ce faceți acolo? Totul bine? V-a plăcut? Ți-a plăcut viteza, Mihai? Bravo, taci. Viteza cu cap. Nu aiurea, da? Nu ne punem un pericol. Uite, sala asta. Stâlp, da. Doar cu o mașină foarte bună, un șofer care n-a băut, nu s-a drogat, nu e obosit. Am văzut-o, da. Atent, nu ești. Imbecil, dacă ești, poți să mori și la 50 km pe oră, da? Că ai cap, poți să mergi cu 300, să ajungi de fiecare dată unde ți-ai propus. Bine, nu-i cazul chiar de 300, n-avem chiar așa mașină. Radio Trinitas, Patriarhia, Muncit Bafar, Alea Dealul Mitropoliei, numărul 2.
45 0 0 7 5 0 0 4 8 0 0 3 0 1 4. Deschis la Banca Comercială Română, filiala Sector 4, București. Primirea donațiilor va fi confirmată în scris, iar numele donatorilor vor fi pomenite la altarul Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din București. Agenția de Pelerinaje Basilica Trebă la Patriarhiei Române vă invită să participați la pelerinaje în Ucraina în perioadele 7-14 iunie, 5-12 iulie, 16-23 august, 30 august, 6 septembrie și 13-20 septembrie 2018. Mănăstirile Boian, Vedenski, Pokrovski, Florovski, participare la Sfânta Liturghie în Mănăstirea Lavra Pecerska, Mănăstirea Poceală și Catedrala Sfânta Treime din Cernicov sunt câteva popasuri duhovnicești ale noului program. Asistența religioasă este oferită de un preot român. Pentru înscrieri și informații suplimentare puteți accesa site-urile pelerinaj.ro și bazilica-treven.ro. Puteți suna la 021-313-3745 și 021-316-3503 sau puteți merge la sediile din București, Ploiești, Arad, Oradea, Sibiu.